Dragi frați și surori, și în această dimineață vrem să declarăm măreția lui Dumnezeu și să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul! Amin. Iată-ne aici împreună, adunați în casa lui Dumnezeu și așa cum am cântat, așteptăm acea zi măreață în care îl vom venea din nou pe mirele, însă până când va veni ziua aceea, suntem în casa lui Dumnezeu și aici este locul unde Dumnezeu se prezintă. Aici El cercetează inimile noastre, aici ne vorbește, aici Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. De aceea cred că nu-i nimeni astăzi la Elim care să nu aibă motive de mulțumire în inima lui, pentru că bun a fost Dumnezeu față de noi. Dragii mei, frați și surori, vrem să începem într-o rugăciune de mulțumire și pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră să putem să mulțumim. Să privim la pașii noștri, să privim la zilele care a trecut și să recunoaștem că bunătatea lui Dumnezeu ne-a ținut în picioare. Iată, în pieptul fiecăruia dintre noi mai bate o inimă și asta nu datorită reușitelor noastre, ci pentru că Dumnezeu a mai scris viață în dreptul nostru. Haideți împreună să putem să mulțumim Domnului și să recunoaștem că doar Dumnezeu a fost Cel care a vegheat asupra noastră. Și apoi ne dorim în același timp ca ziua de astăzi să fie sub privirile lui Dumnezeu. Binecuvântarea Lui să atingă inimile noastre și orice suflet să recunoască că aici, în mijlocul nostru, domnește Domnul. Dacă sunt prieteni care au venit, Dumnezeu să-i atingă și să-i cerceteze și împreună cu toți, dragii mei, să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Ne vom ruga cu toții. Amin.
Amin. Haideți împreună să deschidem Sfânta Scriptură în Psalmul 34, pagina 571. Psalmistul David spunea în felul următor: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strig un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Puii de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui au aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește ca niciunul din ele să nu îi se sfarme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încred în el nu este osândit. Amin. Haideți să reocupăm locurile și vom lăuda pe Domnul. Cel înviat e astăzi printre noi, Iisus cel înviat e astăzi printre noi, Iisus cel înviat e astăzi printre noi, Iisus e astăzi printre noi. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă. Și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, vei fi binecuvântat. Mormântul lui Iisus și astăzi este gol. Mormântul lui Iisus și astăzi este gol. Mormântul lui Iisus și astăzi este gol. Iisus e astăzi printre noi. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, vei fi viu în veci, veci, aleluia. Iisus e viu în veci, veci, aleluia. Iisus e viu în veci, veci, aleluia. Iisus e
să fie Domnul. Psalmistul David oferă foarte multe sfaturi și îndemnuri în psalmul care a fost citit, însă în mod special versetul 9 spunea el: temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, explicând că oamenii care se tem de Domnul nu duc lipsă de nimic. Apoi în versetul 14 spunea: depărtează-te de rău și fă binele. Iată, pentru fiecare dintre noi, în fiecare zi, avem ocazia să alegem binele sau răul. În funcție de ceea ce alegem, dragii mei, frați și surori, așa ne este viața, așa ne sunt trăirile și fiecare știm atât de bine că atunci când alegem lucrurile de valoare, lucrurile bune care vin de la Dumnezeu, suntem fericiți, ne merge bine. Însă în momentul în care facem lucruri rele, fie că dorim, fie că nu dorim, atunci de multe ori peste viața noastră vin probleme, vin încercări și de multe ori starea interioară nu este cea mai bună. Am vrea în aceste momente să facem o rugăciune de mărturisire, înțelegând că Dumnezeu este Cel care cunoaște totul. În fața Lui suntem goi și descoperiți. Niciunul n-ar putea să se dea drept altul în fața Lui Dumnezeu. Aici, în biserică, fiecare dintre noi putem să pozăm cumva, să ne prezentăm cumva, însă în mijlocul nostru există unul care ne cunoaște inclusiv gândurile. El știe trăirile noastre, știe faptele noastre și acesta-i Dumnezeu. Lucrul care mie îmi dă speranță în această dimineață e faptul că Dumnezeul nostru este gata să ne ierte. Niciun om care a venit la Dumnezeu cu problema lui, cu povara din sufletul lui, care i-a părut rău de ceea ce a făcut, n-a fost respins de Dumnezeu. Pentru că atât timp cât ești în viață, există șansă și fiecare dintre noi avem ocazia să ne pocăim. Haideți în aceste momente, înțelegând, dragii mei, că nu suntem perfecți, înțelegând că trăim într-o lume în care diavolul se luptă și pe unii îi ispitește prin vorbe, pe alții prin fapte, pe alții prin gânduri și ne cunoaștem atât de bine viața. Haideți să cerem iertare înaintea Domnului. Privim înspre Golgota, acolo unde Domnul Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Biblia spune că sângele Domnului Iisus Hristos are puterea să ne curățească nu de jumătate din păcatele noastre, nu de un sfert din ele, ci are puterea să ne curățească de toate păcatele. Pentru aceasta trebuie mărturisire, căință, pocăință și, dragii mei, să o rupem cu trecutul. Vă invit să ne ridicăm în picioare și vrem împreună în această zi să mărturisim Domnului viața noastră. Și mai mult decât asta, n-am vrea doar să mărturisim cum o facem de fiecare dată și poate că duminica viitoare să mărturisim același păcat. Ne dorim ca, dacă sunt legături străine, Dumnezeu să fie Cel care să le dezleagă. Dacă există dependențe, dacă diavolul a venit cu lanțurile robiei în viața cuiva, în aceste momente, în puterea Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, acestea să fie rupte. În așa fel încât noi, ca și popor al lui Dumnezeu, să trăim pentru El. O viață de credință, o viață de pocăință, o viață care să meargă din putere în putere, fiind tot mai aproape de Dumnezeu. Să ne rugăm cu toții. Amin.
Domnul, haideți să reocupăm locurile și vom lăuda pe Domnul cu două strofe dintr-o cântare. Așa nepăsător față de o mântuire așa de mare, să lucrăm până la zile zori, ca puterea celui rău să nu doboare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă aducem salutări de la Piacența, ultimele versete din Cartea Evrei, versetul 24 și 25 din Evrei 13. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Sănătate tuturor și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm în dimineața aceasta să fim în casa lui Dumnezeu. Și psalmistul, în psalmul 34, chiar primul verset, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, în orice timp, în orice loc, în orice moment, să-L binecuvântăm pe Domnul, să-L lăudăm pe Domnul. Apostolul Pavel spune corintenilor, voi cânta și cu Duhul, voi cânta și cu mintea. Uitați-vă în a-L lăuda pe Domnul. Și în a fi o jertfă primită înaintea lui Dumnezeu, e nevoie de Duhul lui Dumnezeu. E nevoie de prezența lui Dumnezeu. Spune cuvântul aici, când îți întorci privirile spre El, dintr-o dată te luminezi de bucurie. Haideți în dimineața aceasta să ne rugăm pentru lucrarea Duhului Sfânt din viețile noastre și din poporul Domnului. În Ioan Domnul Iisus spunea că Duhul ne este dat să ne călăuzească în orice loc. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă, de cele mai multe ori poate apelăm la proroci, apelăm la înștiințări externe, dar în noi e Duhul lui Dumnezeu.
Haideți să ne rugăm în dimineața aceasta, în momentele dificile prin care treci, să știi că în tine e puterea lui Dumnezeu, e Duhul lui Dumnezeu și avem nevoie de călăuzire din partea Lui. În alegerile vieții avem nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu. În slujire aici, în adunare, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu să cântăm prin Duhul, să ne rugăm prin Duhul, să sfătuim prin Duhul în marea trimitere pe care ne-a dat-o Domnul în lumea aceasta, între colegii de muncă, pe stradă unde suntem, la casele noastre, între vecinii noștri. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne îndeplinim această mare trimitere, să spunem oamenilor că e un salvator pe pământ. Și avem nevoie de putere, așa cum ne-am rugat la început, ca Domnul să dea eliberare tuturor sufletelor din adunare, cu mult mai mult cei de lângă noi au nevoie de eliberare. Dar pentru aceasta noi trebuie să fim împuterniciți de Domnul. Plecăm cu curaj, cu îndrăzneală, că astăzi ne rugăm ca Domnul să ne umple vasele noastre cu Duhul Său cel Sfânt. Să fim niște oameni călăuziți de Domnul, să facem o slujbă călăuzită de Domnul și să-L mărturisim prin puterea Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu călăuzirea Domnului și în rugăciune, așa cum spunea Apostolul Pavel, mă voi ruga cu mintea și cu Duhul. Însuși Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, că nu știm cum să ne rugăm. E prezent aici în adunare Duhul lui Dumnezeu. Amin. Și vrea să ne ajute pe toți în rugăciune, să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Amin.
Amin, vă rog să ocupați locurile și cântăm două strofe dintr-o cântare. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! Acest verset vorbește despre unitatea bisericii, unitatea copiilor lui Dumnezeu. Versetul 8 spune, gustați toți împreună și vedeți ce bun este Domnul. Versetul 9, temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! Sunt multe motive de rugăciune, nevoi de rugăciune, dar călăuzirea Domnului în dimineața aceasta este să ne rugăm pentru unitatea bisericii. În vremea aceasta este așa de importantă, o nevoie atât de mare ca biserica, ca poporul Domnului să fie unit. Puterea unei biserici stă în unitatea ei, în unitatea ei. Cu cât e mai unită, uitați-vă, ca biserică, avem o mărturie, spuneam, dacă tot poporul se implică în așa ceva, în această mare trimitere a lui Dumnezeu, Timișoara, mulți oameni din Timișoara vor veni la mântuire. De ce? Biserica e unită în mărturisirea Evangheliei, nu unul, nu doar evanghelistul, nu doar păstorul, nu, ci toți. Când biserica are un proiect, suntem noi toți uniți în jurul acestui proiect? Haideți să ne rugăm în această zi ca Dumnezeu să unească tot poporul, să ne unească în rugăciune, să ne unească la nivelul Duhului. Așa frumos spune Apostolul Pavel Efesenilor, în capitolul 4, ne învață
Haideți să citim de la versetul 1. Vă sfătuiesc, dar cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândeția, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Smerenie, blândețe, îngăduință. Frații mei, surorile mele, acestea produc unitatea. Noi toți putem greși, dar Biblia ne spune să avem îngăduință unii cu alții. Tot Apostolul Pavel spune, orice iuțime, mânie, clevetire, vorbire de rău, să piară din mijlocul vostru. Cum ne unim noi astăzi aici în cântare și în rugăciune, când în cursul săptămânii poate ne-am vorbit de rău. Și astăzi venim și vrem legătura Duhului. Slavă Domnului că ne-am pocăit și Dumnezeu ne-a iertat. Dar vrem să plecăm de aici, din locul acesta, oameni care să tragem împreună la același jug, la același car, la carul Evangheliei. Să binecuvinteze Domnul întreaga biserică. Să ne unim în Duhul și să păstrăm legătura păcii. Întrucât atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii, dar mai ales cu frații, dar mai ales cu copiii Domnului cu care vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ca să fie unitatea desăvârșită, nu numai că nu trebuie să ne vorbim de rău, dar trebuie să ne vorbim de bine. Atâtea calități ne-a dăruit Dumnezeu și de multe ori nu le vedem. Să ne deschidă Dumnezeu ochii, să vedem ceea ce Dumnezeu a pus bun în noi. Și cum spunea Apostolul Pavel Corintenilor, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să mergem înainte și celelalte, haideți să le lăsăm. Să nu le mai purtăm cu noi în sufletele noastre, în vorbele noastre. Să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Biserica Elim cu unitate. Fiecare în parte. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și să binecuvinteze formațiile, corul, orchestra. Să fie uniți în slujirea pe care o fac. Să fie prezenți la rugăciune. Să fie prezenți la repetiție, la cântare. Să cânte, să fie călăuziți de același Duh. Împreună, cum spunea Apostolul Pavel, legătura Duhului să fie și în cântare. Și în adunare vor fi eliberările Duhului. Slăvit să fie numele Domnului. Ne rugăm pentru unitatea poporului Domnului. Amin.
Dragii mei, frați și surori, vă invit să reocupați locurile. Am vrea să mai facem o rugăciune și vrem să ne rugăm pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care sunt bolnavi. Cuvântul Domnului spune în felul următor, în versetul 4, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și versetul 6 parcă e glasul celor care sunt în suferință. Zice Biblia, când strig un nenorocit, știți ce se întâmplă? Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Dacă ar fi scris doar jumătate din necazuri, puteam să zicem, trebuie să selectăm biletele pentru care ne rugăm. Dar Biblia spune că Dumnezeul nostru e atât de puternic, atât de mare, încât izbăvește din toate necazurile. Și vrem să-i aducem pe cei care sunt în necaz, în suferință, în probleme. Ca și încurajare, dragii mei, aș vrea să citesc două dintre biletele de mulțumire care au venit. O soră ne spune că Dumnezeu a fost Cel care s-a îndurat de ea, a vindecat-o și în urma ungerii cu un de lemn, care a fost făcută joi seara, Dumnezeu i-a dat vindecare. Toată slava să fie a Domnului. Apoi un bilet ne reamintește că cu aproximativ o lună în urmă ne-am rugat pentru o soră mai departe de la Pitești care urma să aibă o operație pe cor deschis, să-i fie înlocuite anumite artere și sunt aici mai multe detalii medicale, însă, dragii mei, concluzia este următoarea, Dumnezeu a fost Cel care a dat vindecare. Și ni se spune că sora este bine, s-a însănătoșit, face mișcare, muncește și pentru toate astea vrea să laude pe Domnul. Iată Dumnezeul nostru care face minuni. Dumnezeul nostru care și astăzi este gata să ne asculte. Și, dragii mei, cu credința aceasta, înțelegând ce spune Biblia, înțelegând că avem aici bilete de mulțumire, că Dumnezeu a lucrat, vrem să-i aducem pe alții care sunt în probleme. Un băiețel de doar 4 ani din Oradea are tumoare în trupul lui. Și părinții ne roagă să mijlocim înaintea Domnului, fie ca Dumnezeu să fie Cel care vindecă. Amin. O soră de doar 42 de ani este bolnavă de cancer, Dumnezeu să-i dea sănătate. O tânără are tumoră din nou și are probleme grave, însă crede că Dumnezeu este Cel care poate să se îndure. Să ne rugăm pentru un frate care este bolnav de cancer, apoi mai este o soră care este bolnavă de cancer, Dumnezeu să aibă milă. Și sunt două persoane, o soră chiar de aici din biserică, ne spune în felul următor că urmează să meargă mâine la operație, Dumnezeu să fie Cel care operează. Că așa cum operează Dumnezeu, nu poate să o facă nimeni. Apoi, zilele următoare, o altă soră urmează să meargă tot așa la operație. Pentru toate aceste cazuri, dragii mei frați și surori, noi știm că la Dumnezeu există soluție. La Dumnezeu există rezolvare și vă invit să ne ridicăm în picioare și vrem să mijlocim cu credință, cu nădejde, că Dumnezeul nostru poate și astăzi să lucreze. Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Să ne rugăm, dragii mei, și Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Bunătatea lui Dumnezeu s-a înnoit în dimineața aceasta față de noi toți cât suntem aici și față de mulți alții care sunt pe Mapamon prin faptul că ne-a binecuvântat cu viață. Suntem aici în casa Domnului și aș vrea să cântăm din cântarea. Mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Cred că putem să cântăm această cântare pentru slava Domnului și invit surorile care ne conduc în cântările comune să fim cei care să unim glasurile noastre acum, după ce am petrecut în prezența Domnului un ceas al rugăciunii, în care ne-am adus fiecare dintre noi neliniștea, frământarea, apăsarea la cunoștința Domnului care vede, care aude și care are putere să lucreze. Noi ne-am adunat în numele Lui. Și avem garanția aceasta pentru că El a spus că atunci când noi ne adunăm mai mult sau mai puțin în numele Lui, El este acolo. De aceea spun cu certitudine, Domnul este aici. Amin. Și niciunul dintre noi să nu fie ca și Iacov altădată să spună și eu n-am știut. Domnul este aici și o știm bine că El este tăria noastră și binecuvântarea noastră. Iar slujirea noastră, dragii mei, cântare, rugăciune, predicare și tot ce facem aici, închinare, este în numele Lui. Știind că tot ce facem în numele Lui este o jertfă bine primită înaintea Lui și este răsplătită de Domnul. Slăvit să fie El! Să nu stăm fără grijă în Sion. Să fim prezenți aici, nu numai cu trupul, ci și cu Duhul și cu sufletul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cântăm, dar din cântarea care sună așa de frumos, mai mult face o zi în curțile casei tale. Doamne, în casa ta, mai bine, Doamne, în
Doamne, în casa ta. Mai bine, Doamne, în casa ta. Amin. Așa este, de aceea suntem aici. Pentru că e tare bine aici. În prezența Domnului, în casa de rugăciune, în închinare înaintea Făcătorului, slăvit să fie numele Lui. Să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 929. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 19 la 34, să urmărim cuvântul Domnului, unde Domnul Iisus vorbește despre adevăratele comori, despre neputința de a sluji la doi stăpâni și despre grijile și îngrijorările care sunt așa de prezente. Iată ce spune cuvântul Domnului. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Rostim ruga Tatăl nostru din nou, noi cei prezenți aici în această dimineață. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă. Și nu ne lăsa puși în ispită, și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile și primiți salutul nostru prin care vă spunem tuturor, prietenilor, oaspeților, fraților și surorilor, veniți de aproape sau mai de departe, bun venit în casa de rugăciune Elim în această dimineață. Și cu același respect îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe internet, în direct în această dimineață,
oriunde se vor găsi pe Mapamont, Domnul să-i binecuvinteze pe toți și toate și Harul lui Dumnezeu să cuprindă viața noastră, să ne aducă Domnul în inimă bucuria, bucuria mântuirii, dragii mei, să ne aducă Domnul în inimă binecuvântarea vieții veșnice, că de aceea suntem aici, ca să-L cunoaștem pe El, să cunoaștem mântuirea dată prin El, slăvit să fie numele Domnului. Avem un grup de oaspeți astăzi, veniți împreună cu noi, de departe, tocmai din Florida, din Statele Unite ale Americii, împreună cu pastorul lor, cu fratele Nelu Rus, care este aici cu noi. Rog grupul acesta de tineri, de frați, de surori, să se ridice în picioare. Domnul să-i binecuvinteze. Vă rog! Mulțumim! Am înțeles că au o cântare pentru slava Domnului, Domnul să-i binecuvinteze. Vor urma după câteva puncte, respectiv corul bisericii, apoi orchestra, iar după orchestră, surorile Prisăcariu vor fi cele care vor cânta cântarea Biruință, iar apoi Abigail, o fetiță, dorește să recite versuri. Domnul să o binecuvinteze. Iar după această fetiță urmează grupul din Florida să aducă laudă pentru Domnul și Domnul să-i binecuvinteze. Salutăm de asemenea și familia Marinca. Nu știu cât mai sunt cu noi, fratele Ovidiu cu Adriana și copiii, veniți de la Los Angeles, Domnul să-i binecuvinteze. Și ne bucurăm de toți oaspeții, posibil că mai sunt, veniți din Europa în vacanță, la părinți, la biserică. Bine ați venit, frați, surori, ori de unde ați venit azi la Elim, și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Ascultăm, dar, cântările și punctele anunțate. Thank you.
lacrimi de durere încopleșa ființa și toată bucuria a dispărut. Mi-a ridicat povara, de mână tu m-ai luat, mi-ai arătat lumina și mi-ai zis: eu te voi iubi, te voi ocroti, eu sunt tatăl tău. Ți-am pregătit un loc cu mine să fii în veșnicii. Biruința astăzi voi striga, Domnul este de partea mea, cine oare mă va despărți de marea iubirea sa? Împotriva mea nimeni nu va sta, el mă va păra. Viața s-a dat pentru viața mea, el m-a câștigat. Cât de frumos ești, Tată, ce maestos ești tu. Îndurare sfântă tu m-ai primit. Te-ai uitat la mine, nu la păcatul meu. Mi-ai promis viață și mi-ai zis: eu te voi iubi, te voi ocroti, eu sunt tatăl tău. Ți-am pregătit un loc cu mine să fii în veșnicii. Biruința astăzi voi striga, Domnul este de partea mea, cine oare mă va despărți de marea iubirea sa? Împotriva mea nimeni nu va sta, el mă va păra. Viața s-a dat pentru viața mea, el m-a câștigat. Biruința astăzi voi striga, Domnul este de partea mea, cine oare mă va despărți de marea iubirea sa? Viața s-a dat pentru viața mea, el m-a câștigat. Iar când valurile vor fi mari și cuptorul va fi mai încins, eu cu el voi birui. Iar când valurile vor fi mari și cuptorul va fi mai încins, eu cu el voi birui. Eu te voi iubi, te voi ocroti, eu sunt tatăl tău. Ți-am pregătit un loc cu mine să fii în veșnicii. Biruința astăzi voi striga, Domnul este de partea mea, cine oare mă va despărți de marea iubirea ta? Împotriva mea nimeni nu va sta, el mă va păra. Viața s-a dat pentru viața mea, el m-a câștigat.
Slăvit să fie Domnul! David și Saul. David s-a urcat pe munte și de acolo a strigat după împăratul Saul când viața i-a crusat. Domnul l-a dat în mână, însă David l-a iertat. Doar un colț de la mantaua el cu grijă i-a tăiat. I-a luat numai ulciorul și unealta de război. Atunci a strigat la Saul, hai și ia-ți-le înapoi. Tu mă urmărești, părinte, ca și pe un răzvrădit. Spune-mi, care-mi este vina? Cu ce te-am nedreptățit? Tu ești David, da, împărate, cel pe care îl urmărești, din cetate în cetate cu gând să mă nimicești. Astăzi ți-a încruțat viața, eu puteam să te ucid, a strigat de sus din munte către împărat David. Dumnezeu te-a dat în mâna celor care mă slujesc, ți-a luat numai ulciorul, arma, ca să-ți dovedesc. Atunci sau cu uimire i-a răspuns, tu ești mai bun, tu ai milă și iubire, iar eu vreau să mă răzbun. Sau, plin de umilință, a plecat atunci smerit, însă David, prin credință, Domnului a mulțumit și a alcătuit cântarea, el a zis lui Dumnezeu, Doamne, în bunătatea-ți mare, m-ai scăpat de omul rău. Dacă până și vrășmașul lui David a declarat, tu ești mai bun decât mine când viața mea e cruțat. Cel cu inima curată, cel ales de Dumnezeu, el se teme întotdeauna ca să facă cuiva rău. Căci Iisus iubea vrăjmașii, pentru el s-a rugat, la iubire și iertare și pe noi el ne-a chemat. Numai Saul urmărește pe a Domnului copii și într-una îi prigonește cu dorința de-a-i domni. Împăratul plin de sine, plin de îngânfarea lui, nu mai vrea să mai asculte de cuvântul Domnului. David era luptătorul, cel a învins pe Goliat, din el s-a născut păstorul care ne-a răscumpărat. Amin. Rugăm grupul oaspeților veniți din Florida, din Biserica Elim, să se grupeze pentru slujire, Domnul să-i binecuvinteze, iar apoi, după slujirea dumnealor, orchestra din nou va mai sluji cu o cântare, iar după orchestră, fratele Aurel va recita versuri, iar apoi din nou corul cu o cântare. Ne bucurăm din nou să fim împreună cu dumneavoastră, vă aducem salutări de la Biserica Elim din Hollywood, Florida, împreună cu fratele păstor Nelu Rus. Este al cincilea an când venim aici cu voi și ne bucurăm de fiecare dată, ne simțim ca acasă și vrem ca împreună să cântăm cântarea care ne aduce aminte că și în vale și pe munte Dumnezeul nostru este puternic și este în control. Domnul să vă binecuvinteze și invităm ca împreună să cântați cu noi. Dumnezeul puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și-n vale, îți alungă durerea, cel ce a creat zi. Dumnezeu și noaptea, mâna lui cea tare, și te-a ținut sus pe munte, totdea te va ține și mâinea lui. Dumnezeu
puiul. Trist și singur în găoace, puiul galben, auriu, s-a trezit într-un târziu căi străini, că n-are pace. A simțit că lumea lui tot mai strântă, nu știu cum, se face. Ce-o fi asta? Se gândi. Cum te-am ajuns năpasta să trăiesc într-o mărgea, într-o casă, să nu pot să-mi aflu loc nici pe față, nici pe spate și să-mi crească după toate, uite, ce nătâng de cioc. Mi-au ieșit și doi ochi mici, ce să fac cu ei aici? Mi-au crescut și aripi grele, ce o să fac aici cu ele? Iar sub pântec, la picioare, se făcură niște gheare, lungi, cu vârf încovoiat. Simt că-n pântec mi-au intrat. Doamne, pentru ce mi-ai dat daruri care-mi sunt povară? Și lăsat pe partea stângă, a început ușor să plângă puiul pentru prima oară. Dar deodată, în găoc, bate cineva de afară. Cioc, cioc, cioc! Inima-n pui se zbate, se înfioară. Cine-i? Oare cine bate? Și cum tremură de-o vrajă, a bătut și puiul în coajă. Sub ciocănituri solide se deschide o fereastră. Uite ce priveliște măiastră! Și apoi, uite acum cât loc unde poate să alerge, să se culce, să se joace și cu un glas atât de dulce, glas de mamă, Adantino, iată îi vorbește, vino! Și prin coaja în ruină din bârlogul vieței vechi, o, ce bine e acum să ai ochi, să ai urechi, ce frumoasă e lumina, parcă ar vrea în piept să o soarbă. Și ăsta ce-i? E un fir de iarbă. Și acolo este grădina. Și înălțând privirea în soare, puiul, suflet de pripas, a bătut din aripioare și a făcut întâiul pas. Dar curând, după o clipită, de pe un fir de busuioc, gust o musculiță mică. Oh, dar bună e la gust! Dar aici, în noua țară, ce s-ar fi făcut el oare fără aripi, fără gheare, fără vechea lui povară, din căsuța cea seastră, betul pui? Frații mei! Povestea lui nu-i decât povestea noastră.
cinste, curăție, milă, jertfă, inimă umilă, lacrimi grele, bunătate și suspine după stele. Bine, dar cu acestea toate ce să faci aici cu ele? Să fii mut ca oaia-n strungă cu răbdare îndelungă, să nu fugi după avere, după nume, să-l iubești pe cel care de-ar putea să te sugrume. Bine, dar cu acestea toate ce să faci cu ele în lume, când în lume are preț numai zâmbetul isteț, numai vorba îndrăzneață, numai pașii rari și grei, numai mâna cu mânușă care trage la cenușă de la toți pe turta ei? Da, când viața e o berbună unde toți străbat răscrucea și în calea ta aruncă spini și cioburi fără număr, tu să-ți iei în taină crucea și s-o duci umil pe umăr, suspinând discret cu minte. O, Părinte, Creatorul îndurat, oare pentru ce mi-ai dat daruri care-mi sunt povară? Pentru ce? Nu știi? Așteaptă. Vine o vreme, un soroc, când la marginile lumii cineva din cer va bate cioc, cioc, cioc. Și în acest străvechi găoc se va face o fereastră către lumea cea măiastră. Și atunci, frate, cât va fi de bine să ai pieptul cu suspine, să ai umerii cu cruce, să ai fața toată plină de-a lacrimilor salbe. Doamne, căci acestea toate se vor face aripi albe și cu nună de lumină și toiac de împărăție care știe lumii să înfrunte. După cum Ioan ne-a spus, când ne va luci pe frunte numele etern, Iisus. Amin. Pot să spun cât a răbdat și cât a suferit, când sus pe un deal pe o cruce s-a jertfit. Dar pot să spun că-n jertfa sa poți fi răscumpărat și de păcat eu sunt eliberat. Nu pot să spun ce mare har Iisus mi-a dat la toți în dar, când a murit pe cruce la Calvar. Tu m-ai iertat acel tâlhar, astfel și-al meu trecut.
prieten drag, ce mult El te-a iubit. Când ai strigat să fie răstignit. Dar pot să spun că-n jertfa sa poți fi răscumpărat și de păcat poți fi eliberat. Nu pot să spun ce mare har Iisus ne-a dat, la toți în dar, când a murit pe cruce la Calvar. Nu mai e tar, acel tâlhar, aștept și al meu trecut mudar, și liber, plicând că m-a salvat. Dar pot să spun că n-am său har, îți dă atunci iertare-n dar, murind și pentru tine la Calvar. Primește, las, nu amâna și El îți va schimba inima ta, ca să fii pe desat. O, primește, las, nu amâna și El îți va schimba inima și să fii, să fii veci salvat. În după masa acestei zile, respectiv la ora 18, frați, surori, dragi prieteni, vom avea din nou oportunitatea să ne revedem aici la un timp de părtășie pe care îl vom petrece în prezența Domnului, a Cuvântului Său, în rugăciune, cântare și în predicarea Evangheliei. Din nou după masă, Domnul rânduie să avem oaspeți împreună cu noi ca să ne putem bucura de părtășiile frățești cu cei care ne vizitează, veniți mai de departe sau mai de aproape. Aș vrea de asemenea să vă rog să aveți în vedere la ieșire în această dimineață, voi toți care sunteți aici, pentru fiecare familie este câte o carte, scrisă din nou de către fratele Amir Tsarfati din Israel, a început necazul cel mare. Pentru fiecare familie este câte o carte, iar dacă nu ai familie, poți să iei dacă ești o persoană individuală. Avem suficiente, vreo 3.000 de volume și vă rugăm mult de tot, sunt pentru noi gratuit. În numele Domnului, suportați de către ei și organizația lor. Ne bucurăm că se gândește la Biserica Elim așa de mult și într-adevăr ne binecuvintează cu ceea ce a înțeles Dumnealui din cuvântul Domnului, ca și noi să putem să parcurgem și să ne bucurăm de ceea ce Domnul ne vorbește prin Biblie. Anunțurile celelalte de peste săptămână, doar amintesc luni, ora 19, întâlnirea de tineret, și marți, ora 18, rugăciune, iar apoi joi, din nou, serviciu divin. Alte anunțuri le vom prezenta la serviciul de seară. Acum vă invit să ne ridicăm pentru un moment de rugăciune și prin fratele Flavius Nopcea rostim rugăciunea prin care cerem binecuvântarea Domnului, privind închinarea noastră cu darurile de bunăvoie în această dimineață. Dumnezeu binecuvintează dădătorul voios, care ceea ce face, face cu bucurie. În numele Domnului și de dragul Domnului, Dumnezeu să-și binecuvinteze poporul pentru toată slujirea pe care o face, prin prezență, prin rugăciune, prin cântare, prin închinare, prin predicare și ascultare, cât și prin dărnicie. Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste noi.
Ne rugăm întâi prin fratele numit, iar apoi cântăm și în timpul cântării are loc colectă. Doamne, Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta și îți mulțumim că și până acum ai fost cu noi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, de puterea pe care Tu o lași în noi, Doamne. Îți mulțumim că suntem la părtășie în casa Ta și îți mulțumim de prezența Ta în mijlocul nostru. Doamne Iisuse, vrem de asemenea să-ți mulțumim că și Tu ești acela care te îngrijești de nevoile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că și Tu ești cel care ne pui mâncare pe masă, te îngrijești de îmbrăcăminte, de sănătate, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că nu ducem lipsă, Doamne, și Tu ești acela care ne binecuvintezi cu locuri de muncă, binecuvântat să fie numele Tău. Doamne Iisuse, mă rog să ne dai o inimă darnică în dimineața aceasta. Dă putere fiecăruia dintre noi să dăruim cu bucurie din ceea ce Tu ne-ai dat. Doamne, dă-ne putere, Doamne, să facem lucrul acesta cu bucurie, cu o inimă largă, Doamne, nu din nevoie, nu din obligație. Ajută-te ca toată biserica să fie cuprinsă de acest duh de dărnicie. Îți mulțumim și te binecuvântăm pentru toate, Doamne. Amin. Amin. Eu n-am să te las ca să pierd când treci prin ecazul cel greu. Atunci când mă chemi în dure, eu vin, a promis Dumnezeu. Chiamă ziua cea grea când nor de necaz vor veni. Atunci eu te voi ajuta, iar tu când mă vei proslăvi. Când ziua s-a dus e târziu și singur în noapte rămâi, în jurul tău totu-i pustiu și-o piatră ne spui că pătâi. Chiamă-mă și am să vin și-o scară la cer voi înălța. În noapte sub cerul spre stângi, în jur mai auzi disperat un vuiet de ape adânci. Chiamă-mă în ziua cea grea când valul lovește cumplit. Cu mine pe stâncă vei sta, furtuna privind ce sunt Dumnezeu și aud când mă strigi din ecaz, căci eu văd din cer chinul tău și lacrima pierdă obraz. Crede și nu te îndoi, așteaptă-n tăcere ajutor, căci eu vă rog din nou să reocupați locurile și urmează să ascultăm cuvântul Domnului. Cuvânt binecuvântat care aduce binecuvântare de pace, de liniște peste suflet. Și acest cuvânt va fi rostit prin fratele păstor Nelu Rus, care este împreună cu noi cu soția dumnealui și cu o parte a rudelor, cât și cu grupul care vine din Elim, Florida. Domnul să-i binecuvinteze! Și să deschidă Domnul ușa de cuvânt, să reverse har și binecuvântare în continuare peste sufletele noastre. Amin.
Zicem din toată inima, lăudat să fie Domnul! Amin! Singurul nume care merită înălțat în mijlocul adunării, în mijlocul bisericilor noastre, este numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos! Amin! În numele Lui suntem adunați împreună, în numele Lui suntem mântuiți, în numele Lui suntem iertați. În numele Lui suntem vindecați, numele Lui este turnul de scăpare, un turn de ajutor, în numele Lui intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu, este calea deschisă spre Împărăția Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Amin.